Pentru prima dată, un jurnalist român ajunge în inima industriei nucleare din Statele Unite și discută cu oamenii care sunt pregătiți să schimbe viitorul. Energy security is national security. A doua centrală din lume, bazată pe reactoare modulare mici, se va construi în România. Well, these advanced reactor technologies, like the new scale design that Romania is looking at, do not depend on power or additional water to stay cool. Care va fi impactul? Ce se va schimba pentru noi toți? Viitorul energiei nucleare în România. Cu Marian Voicu, duminică, la TVR1.